foarte rău pentru ce ți-am făcut. Nu-i nimic, mă răzbun eu pe tine. Salut, eu sunt Gami, ea e Dia și va regreta foarte mult această zi, deoarece ce vom face astăzi bine, eu o voi machia pe Dia. Eu voi fi make-up artist-ul de astăzi. Dacă nu știați cum arată Diane machiată, uitați-o, ea este în splendoarea ei. Și astăzi o vom machia, nu știu absolut deloc să machiez, nu știu ce trebuie să fac. Știu că încep cu fondul de ten, corect? Să știu. Nu, n-are, deci începem cu fondul de ten, care bănuiesc că se va pune pe un burețel, așa, adică... Nu? Vom începe cu fondul de ten, dragilor, care arată ca o ciocolată. E bine? Nu. Nu. O să ne întindem așa. Avem și aici blugi, camo, mai nou. vom lua alt burețel. Sau puteți să mă pui direct pe fată și să-mi închezi coana. Dar cine s-ar fi gândit la asta? Nu m-am gândit la asta. Ok, vom începe cu fondul de ten de pe frunte, frumos. Mamă, zici că o ștești de jeg. Sau îmi pune jeg. Eu să-ți spun pe cum îți spun pe față. Nu, de ce îmi pui în mână? Păi, ai făcut cu mâinile așa. Ca să nu curgă. Ca să nu curgă, pentru că ești un... Ești un prostule. Five Gang, într-adevăr, este o echipă foarte unită. Dacă Dia are vreo problemă și nu se poate machia, va apela cu încredere la mine. E așa? Pun pe nas. E greu, Dia, ok? Fondul de ten a fost aplicat cu foarte puțin succes. Continuăm cu pudra, așa? Da, da. Care se aplică așa, bănesc, nu? Da. Imaginează-ți că te duci la ProTV, știi, și te machiază aia acolo. Am fost la ProTV și nu m-am machiat. Pe mine, da. Bun, perfect. Am aplicat și pudra. Rimel. Asta e un rimel. O să regrezi acest pas extraordinar de mult, dar o vom da. Ups. Nu se dă și pe sprâncene, dar... Păi e vina ta, că ai făcut așa din cap. Perfect. Mai avem și acest clește de întors gene. Pe care ce zici, să-l folosim Dia sau nu? Nu trebuie neapărat. Dar eu zic că te-ar ajuta, adică... M-ar fi ajutat înainte de rimel. Nu-l mai putem folosi. Ai și tuș acolo, ai farduri, ai concealer. Ce? Ai sprâncene. Ce? Ce e asta? Tuș. Pe română, te rog. Îmi faci codițe, gen. Mai încolo. Da, mai încolo. O să fie foarte amuzant. Asta ce e? Paletă. Și paletă. Pentru ce? Cum? Funcționează. Avem aici numeroase palete cu numeroase culori. Ce să alegem și unde îl dau ăsta, gen? Ce nuanță? Ce culoare să aleg? Unde îl pun? Pe ochi. O să iau ăsta. Bine v-am găsit la machiaj de școală. Astăzi o să fac un machiaj de școală. La sfârșit îți voi spune dacă tu mai machia mai bine decât Albi. Ok. Asta e competiție. Bine. Am dat pe lângă. Ce fac când am dat pe lângă? Voi aplica fond de ten. Peste. Gata, perfect. A funcționat. Super, bun. Am terminat cu ăsta, cred. Nu știu. Îl punem deoparte. Acum ce urmează, Dia? Tu știi ce urmează. Este machiajul tău. Ce fac? Mai avem chestia asta care... Ce ai zis că e concealer? Și ce face? Ok. Deci ăsta îl dai pe... Și cu ce îl dau, gen? Ok, cu o pensulă din asta. Îți place să machiezi? Da, este absolut superb. Nu înțeleg cum poate să facă fetele astea în fiecare dimineață. Îți place să te machiezi? Mie îmi place să fiu machiată, dar nu de tine. Nu prea. Ok, asta o punem înapoi. Paletele ne mai trebuie? Tu știi ce machiaj îmi faci. Sprâncene. Ok, îți voi face sprâncene. Cu ce îți fac sprâncenele? Cu atât măcar, ajută-mă. Și cu care ar trebui? Cu asta mai închisă sau cu asta mai deschisă? Care crezi că mi se potrivește? Asta închisă. Și pur și simplu dau peste sprâncene așa? Îmi face forma. Înțeles. Îmi dat un pic pe lângă. Evident. Mă întreb câte fete o să dea dislike la acest videoclip. O să-și ia cringe, gen.
Sau poate o să vrea să le faci și la mica. Și vreau să vă zic că de curând eu am aflat că Gami este stângaci. Exact. Și la propriu și la figurat. Gen, da, chiar e stângaci. Scrie cu stânga. Trebuie să corectăm niște greșeli, Dia. Corectăm. Că fără de ten. Evident, pe cu ce altceva. Da. Mai trebuie ceva să corectăm puțin pe aici. Hai. Nu, închide ochii. S-a derapat o chestie neagră pe sub ochi. O să ți-o iau cu... Asta nu știu ce e ăsta, dar... Închide ochii! Ai zis sub ochi. Sub sprânceană, vreau să zic. Nu se duce, rămâne acolo. Ruj! Dragilor, acum începe partea amuzantă. Nu. 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 Tot timpul am fost fanul rujurilor, nu atât de roșii. Nu. Perfect. Acest ruj, dacă vă întrebați, 09 scrie pe el, nu știu ce înseamnă. Aia este nuanța. Culoarea, voi să spui. Ai buzele uscate. Nu, de la fiar. Nu, e oribil rujul ăsta. Spune că nu repar cu fond de ten. Cum repar rujul? Perfect, am rezolvat. Nu, ăsta e mult prea deschis, așa că o să-l folosim pe acesta. 04, dacă vă întrebați. Și la buza de sus cum fac? Okay, Începe să-mi pare rău că sunt singura fată din gang. N-am dat nimic pe jos! De ce nu se duce? Tu ce faci când ai cu ruși pe lângă? Nu dau cu ruși pe lângă. Da, cu ruși ești dată destul de prost, dar merge. Acum, partea cea... Deci au forma asta, toate rujurile și cad toate, efectiv, le ating și cad. Începe partea mea preferată, tușul. Și de unde trebuie să înceapă? Poate să înceapă și de aici, și de aici. O să înceapă de la coada ochiului, ca să nu... Sunt stângaci. Nu, am stricat absolut toți, nu. Perfect. Să fie la fel și în partea cealaltă. Exact la fel. Exact, exact la fel. Highlighter. Eu zic că machiajul este gata, dragilor. Bă, pe lângă, deci hai la oglindă să te uiți, ce părere ai? Bă, pe lângă tușul ăla de la ochi. E decent. Adică nu? Ok, mai machia mai bine decât Alvi. Tușul ăla, da, poate fi îmbunătățit, desigur. Da. Cum ți se pare acest machiaj făcut de master? Vreau să mă demachiez. Bun, deci cam asta cu acest vlog. Sper că Dia s-a distrat în acest vlog extraordinar de tare. A fost foarte chinită din câte ați văzut că a vorbit extraordinar de mult. Da, eu am fost Gami, cam asta a fost. Noi ne-am dus. Pa!